Degeaba are de încasat amenzi în valoare de zeci de miliarde de lei dacă primăria Bujoreni nu poate să facă niciun fel de executare silită și nici să transforme sumele neplătite în muncă în folosul comunității. Cum nu există uniformitate în soluțiile judecătorilor, în cazul acelorași persoane, unii magistrați sunt de acord cu convertirea în zile de muncă a amenzilor neplătite, alții solicită expres acordul împricinaților. Primarul Gheorghe Gângu nu știe ce să mai creadă, cu atât mai mult cu cât s-a ajuns în situația în care o singură persoană are amenzi neplătite în valoare de aproape un miliard de lei vechi. Am făcut proceduri de execuție și probabil nu sunt așa popular între cei datornici și probabil că mi-au urat destul de bine de sărbători, mai știu ce. Nu știu dacă e treaba asta, glumim, vă dați seama. Dar am spus tuturor că nu mă voi opri nicio clipă și voi aplica legea până la capăt, indiferent de cine și de cine este vorba. Și procedurile de executare continuă până la capăt, avem foarte multe trimise și transformate la muncă în folosul comunității, unde și acolo avem unele surprize. La aceeași persoană care are poate 100 de amenzi, 5 amenzi sunt transformate în muncă în folosul comunității, o a șasea vine hotărâre în care spune nu poate fi obligat să facă muncă în folosul comunității. Și chiar și acest lucru a semănat așa, mai ales în comunități, și, cum adică, de una mă șterge, cinci mă trimite la muncă, rămâi surprins chiar și modul de aplicare a legii. Deși practica este așa cum este. Ei, probabil surprins. O uniformizare a practicii în teritoriu n-ar fi lipsită de interes, domnule primar, că vorbim de judecătorii aceleiași instanțe, nici măcar instanțe diferite. Da, am făcut recurs, am făcut apel și vom aștepta să vedem ce se vor pronunța instanțele superioare. Dar pentru mine este o surpriză. Bun, atunci noi ceilalți care suntem buni, platnici sau înseamnă că suntem un pic mai fraieri de-a dreptul, adică dacă nu plătim, nu ne poate nimeni obliga să facem nimic, nu? Atunci, dar de ce am mai plătit, dacă nu ne obligă nimic? Probabil așa gândește fiecare dintre locuitorii comunei dumneavoastră ca și al altor comune, domnule primar. Păi, da, nu înțeleg câteodată această opinie a unor judecători. Sunt covârșitoare procesele despre care vorbiți? Am persoană care are 980 de milioane de lei amenzi. Aproape un miliard. O persoană. Vă dați seama. Și ce să-i faceți? Păi nu știu, dar atunci ce o să facem? Dacă nu le facem nimic, atunci o să-i lăsăm să încalce mai departe legea, nu? Dar are de unde să plătească miliardul ăsta? Nu, pentru că ei n-au nimic pe numele lor. N-au mașini înscrise în România. Pe principiu, nicio problemă. Dacă mă oprește, scrie cât vrei amendă, oricum nu o plătesc și n-ar nimeni ce-mi face. Măcar în cazul ăsta, munca în folosul comunității a fost transformată? Asta vă și spuneam. Unele da, unele nu. Dar doar că noi am trimis pentru fiecare în parte. Fiecare amendă. Și aici este o procedură, adică nu poți trimi pentru o persoană. Trebuie să trimi pentru fiecare proces verbal de amendă. Mi-aduc aminte că spuneați la un moment dat că ați încărcat portbagaje. Da, portbagajul așa am dus dosar pentru fiecare. Cred că am aglomerat și instanțele pentru că noi am trimis câte un portbagaj la fiecare, de fiecare dată. Înființarea unui cont unic la nivel național pentru amenziile românilor și altul pentru amenziile aplicate străinilor reprezintă un lucru bun, crede și primarul Gheorghe Gângu, cu condiția plății acestora sau a găsirii unei soluții în caz de refuz.